acasă. Oh, ok. Da. Bună ziua. Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, cu ce patologie ați ajuns la noi? Cu o sciatică pe partea stângă. Era afectat nervul sciatic și aveam dureri de la coloană până la degetul mare de la piciorul stâng. Doar dureri sau și alte manifestări? Nu puteam să merg, nu puteam să stau în picioare, nu mă puteam deplasa sub nicio formă. Okay. Destul de greu. Ok. De cât timp vă confruntați cu problema? Mă confrunt cu această problemă de 4 luni. De 4 luni. Ok. M-am confruntat. M-am confruntat. Ok. Bun. Prima dată ați fost la colegii noștri în CUG. Ce ați lucrat cu ei? Am fost la domnul doctor Bulbucean la clinică și am lucrat, au lucrat cu mine terapie manuală și pe DTR. Ok, bun. Am făcut ședința dumnealor. Oh, ok. După câte ședințe de pe DTR vi s-a indicat partea de kinetoterapie? După 6 ședințe. Ok, deci 6 ședințe combinat pe DTR cu terapia manuală. Da, exact. Da? Vi s-a indicat partea de kinetoterapie. Da. Ok. Când ați început kinetoterapia, în ce stadiu erați? Când am început kinetoterapia, deja mai cedat, erau dureri mai puține, puteam să mă deplasez, dar destul de greu, în proporție de 50% față de cum mă aflam în momentul în care am mers la clinica domnului doctor Bulbucea. Ok. Deci a fost o ameliorare de 50% prin terapiile făcute la colegi. Ok. Bun. Și acum, după 10 ședințe de kinetoterapie, cum sunteți? Acum pot să merg, pot să alerg, pot să stau în picioare, deci pot să-mi desfășor activitatea în condiții normale, cum eu desfășuram înainte de a avea acea criză de sciatică, de a începe acea criză de sciatică. Ok. Mă bucur să aud acest lucru. Așa cum am discutat și la reevaluare, ne vedem în continuare pentru stabilizarea tuturor efectelor benefice care le aveți, da? Și să avem grijă pur și simplu să nu apară o eventuală recidivă la un moment dat. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc!